Aproape 3 milioane de elevi și copii de grădiniță se întorc de astăzi la cursuri și este pentru prima dată când elevii revin la școală atât de repede după vacanța de vară. Părinții și bunicii vor putea intra astăzi în curtea școlii. Este anunțul făcut de ministrul Educației. Sorin Câmpeanu a precizat că a dat un ordin de ministru care reglementează foarte clar acest lucru. Iar în cazul copiilor de grădiniță, părinții pot intra cu cei mici până în sălile de clasă. Colegii noștri, Raluca Bârcă și Radu Tiliț, au toate informațiile despre schimbările din acest nou an școlar. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă ascultăm! Bună dimineața, dragilor! Bun găsit tuturor! Au început pregătirile pentru cel mai lung an școlar aici, la cea mai mare școală din capitală, la școala 195. Se aranjează ultimele detalii, se pregătesc microfoanele, boxele și se așteaptă părinții peste aproximativ o oră să va suna din nou clopoțelul. Da, așa este, Radu, și deja auzim muzică în spatele nostru. Vorbim la această oră despre prima și cea mai importantă modificare din acest an școlar. Este cel mai lung an școlar de după Revoluție, însumează 37 de săptămâni. Începe astăzi, pe 5 septembrie, și se încheie în funcție de clasa în care este elevul, pe 2, 9 sau 17 iunie. Spre comparație, anii școlari din perioada pandemiei, 2020 și 2021, au avut doar 34 de săptămâni. Sunt foarte mari emoții pentru cei mici, sunt emoții pentru părinți care trebuie să se adapteze la aceste noi reguli, sunt emoții foarte mari și pentru profesori, pentru că ei vor trebui să aplice aceste reguli, însă noi astăzi avem foarte mulți invitați, oră de oră, dar trebuia să începem această listă de invitați cu cei mici, așa că am invitat-o alături de noi pe Sara. Bună dimineața, Sara! Bună dimineața! Sara, spune-mi, te rog, dacă ai emoții pentru acest început de an școlar. Da, am, dar nu așa de mari ca toți ceilalți ani din urmă. Okay. Totodată, cum ți se pare faptul că vei fi la școală timp de 5 perioade de învățare și o să ai și 5 vacanțe? Mie mi se pare ok, adică n-am probleme. Eu nu-mi dau seama, dar sincer, sunt fericită. Cât de entuziasmată ești pe o scară de la 1 la 10? Cred că 10%, adică, na, e ok. Ți-ai 10. Făcut și o listă? Ai niște planuri în acest an școlar? Nu, n-am. Sunt bine, adică n-am probleme. E ca toți ceilalți ani, dar ăsta e puțin mai greu. De ce? De ce mai greu? Din cauza că învăț lucruri noi, care, cum a zis și tata până acum, lucrurile astea, pentru mine, sunt devin din ce în ce mai grele din clasă în clasă, din cauza că învățăm aceleași lucruri, dar prin alte metode. Și alte metode înseamnă alte metode mult mai distractive, mult mai frumoase și mai ales la matematică. Mie îmi place foarte mult matematica, sunt capul matematicii, ca să zic așa, și abia aștept să încep orele, să mă distrez, sigur, și abia aștept să termine și acest an școlar, că o să avem o mică petrecere. La sfârșit? La sfârșit de an. Am tot cum se cheamă, sincer, nu mai știu. La sfârșit de clasa 4-a. Banchet. Banchet, așa. Ești entuziasmată și pentru asta. Da, și doamna zicea că o să facem la piscină și chiar îmi place. Și da, cam atât. Super, mulțumim mult, Sara. Vă spuneam că oră de oră aici la Antena 3 avem o serie de invitații. În orele următoare vom discuta despre cele mai importante schimbări, vom discuta cu profesori, cu părinți. Da, așa este, Radu, și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că ora viitoare vom afla și când începe prima vacanță a elevilor și totodată cum sunt împărțite aceste module despre care a vorbit atât de mult ministrul Educației, pe care îl ascultăm chiar acum. Aproape 3 milioane de copii vor intra pe porțile grădinițelor, școlilor și liceelor din România. După 2 ani de restricții, de data aceasta, bucuria primei zile de școală va putea fi împărtășită din nou și de părinți și de bunici. Acest lucru l-am stabilit după discuții profesioniste cu Ministerul Sănătății. Mai ales pentru cei mici, este permis accesul și în clase. Este o dispoziție de ministru, nu este o rugăminte, este o dispoziție.